Salut, bine ai venit la Școala Vieții, eu sunt Daniel și alături de mine în episodul de astăzi este Cama, cu care voi discuta despre ceva interesant. Ea încă nu știe exact despre ce o să vorbească, dar e foarte bine așa. Cama este terapeut pe partea de blocaje sexuale la femei și chestii de genul ăsta. Și împreună am ținut un workshop, da, de 2 ore și jumătate, în fața aproximativ 40 de minori. 40 de puștani în cadrul unei tabere unde am vorbit despre sexualitate. Cama, de ce am vorbit noi despre sexualitate și n-am vorbit acolo despre nemurirea sufletului? Am vorbit despre sexualitate pentru că era cea mai stringentă nevoie a tinerilor și nu numai a tinerilor, dar am ales să vorbim acolo pentru că în felul acesta ne-am asigurat că ei vor primi un start corespunzător în ceea ce privește viața lor amoroasă și în același timp am urmărit să le furnizăm niște informații obiective, nu încărcate de frica părinților de a-și proteja copiii și, bineînțeles, neîncărcate de naivitatea sfaturilor prietenești. Deci, practic, noi am urmărit să le dăm o direcție așa cum ne-am fi dorit și noi la rândul nostru atunci când aveam vârsta lor să primim această ghidare părintească în care să ne deschidăm și să mergem cu curiozitate și asumare pe drumul acesta care, practic, implică a ne descoperi pe noi și nu numai. Este vorba despre viața noastră și sexualitatea noastră vorbește mult despre cum vom reuși în viață și cine suntem noi ca și indivizi. Pentru că cu cât ai o sexualitate mai puternică, mai asumată, cu atât ești mai tu însăți, ești mai puternic ca specimen. Ce drăguț sună asta, ești mai puternic ca specimen. Și poți să faci mult mai multe lucruri din toate punctele de vedere. Bun, Cama, hai să vedem un pic. Noi am vorbit acolo cu puștii despre o grămadă de subiecte. Am vorbit despre masturbare, despre orgasm, am vorbit despre fricile lor. Hai să vorbim un pic despre frica pe care, de care am auzit cel mai des de la ei. Frica băieților. Care era frica băieților? De fapt, erau niște frici comune, da, și fricile corect. Erau la nivel mental. Că așa. Nu știu ce să spună partenerei, că se vor bloca, că dacă pică prost sau de prost și să nu se facă de rușine. Asta era problema lor principală. Și de o parte și de alta. Bun, am discutat și despre asta, am discutat și despre amurezeală, despre îndrăgosteală. Care a fost concluzia ta despre îndrăgosteală? Concluzia mea personală. Da, adică ce ne-am spus lor acolo, că dacă îmi dau eu drumul la gură, vorbesc numai eu, așa că mă abțin să-mi țin gura închisă și te las pe tine să vorbești mai mult. Păi, ceea ce le-am explicat noi lor este că îndrăgosteala este un cocktail de hormoni care apare la începutul atracției, în care noi nu avem un grad de luciditate foarte mare, dar care ne poate determina să luăm decizii importante pe un fond instabil emoțional. Și de aceea este bine ca atunci când se află într-o stare de îndrăgostire față vis-a-vis de un partener, să se ancoreze cu toate rădăcinile în pământul vieților și să lase un pic timpul să-și spună cuvântul și pur și simplu să fie cât mai atenți și cât mai lucizi la parteneri, la reacțiile lor și să nu pună ei de la ei anumite proiecții. Practic, dacă s-au îndrăgostit, recomandarea era să coboare cu picioarele pe pământ. Pentru că îndrăgostirea va trece. Este frumoasă această fază de îndrăgostire și ni se poate petrece tuturor. Chiar și la vârste mai înaintate, nu doar în adolescență. Te poți îndrăgosti și la 40 de ani și la 30 de ani și la 50 de ani și la 60 de ani. Și cred că și la peste 60 de ani te poți îndrăgosti, nu-i așa? Așa e. Da. Dar îndrăgostirea vorbește despre nevoile noastre personale pe care le proiectăm asupra partenerului și când credem că acela este ceea ce noi ne-am dorit și am căutat întotdeauna, dar de fapt
nu suntem atenți la realitate și nu suntem lucizi. Bun. M-am gândit să nu mai intrăm mai mult în detalii în sensul ăsta și vreau să vorbesc cu subscriberii mei despre ceea ce ai simțit tu atunci când ai vorbit pentru prima oară în public, cam atunci ai vorbit prima oară în fața unei audiențe live, între timp sau nu între timp, înainte făcuse webinarii online și conferințe online, dar a fost prima oară când cam a vorbit în fața unui public. Cum te-ai simțit vorbind în fața 40 de puști? Pentru prima oară! Și pentru prima oară și informația asta, adică am fost împreună acolo și am discutat. Am pus-o pe camă într-un context mai puțin confortabil. Cum te-ai simțit? După cum vedeți, a supraviețuit, e vie, deci pot să confirm, e carne, nu e vreun robot din ăla cu inteligență artificială. E de adevărat. Inițial m-am simțit ca o profesoară incestoasă, recunosc. Obraznic-o. Așa? După care i-am asumat rolul și am zis că cineva trebuie să facă și pasta, trebuie să începem de undeva. Și pentru mine a fost o dezvirginare, dacă tot vorbim despre sexualitate. Dragă, deflorare se numește o în termen tehnic. Așa. Hai să vorbim elegant și civilizat, nu ca pe șantier. Te rog frumos. Nu pot să spun că am avut emoții foarte mari, pentru că nu mă focalizam pe emoțiile mele, ci pe mesajul pe care era necesar să fie transmis. Și mă focalizam pe dragul pe care l-aveam față de acele ființe și pe conexiunea mea cu ele. Asta era mult mai important decât emoțiile mele. Bun, care și ele existau, bineînțeles. Corect. Și după ce ai terminat, după ce s-a terminat, cum te-ai simțit așa vis-a-vis de cama cea de înainte de a vorbi în public și cama cea de după ce a vorbit în public? Cum ai simțit la corazon așa? Am simțit că am trecut la versiunea nouă, cama.1. 2.0. 1.0 era pe webinarii, pe online și acum era cama 2.0. Da. No, cam îți mulțumesc foarte mult că am făcut acest interviu, deși nu știai ce o să te întreb. Da, e bine așa, nu? Îmi place să fiu luată prin surprindere. Așa, super. Un ultim gând vis-a-vis de educația sexuală pentru adolescenți. Așa. Cum vezi tu în România necesitatea unei educații sexuale în școli? Este necesară ca aerul, dacă mă întreb pe mine, pentru că traumele sexuale sunt cele mai dificile de gestionat și poți să lucrezi cu ele toată viața și uneori nici așa nu-i dai de cap, nici dacă lucrezi singur sau chiar și cu terapeut, și de aceea este bine ca lucrurile să fie știute, avizate, și este bine să ajutăm tinerii să intre în această lume a sexualității proprii. Și de fapt este o lume reală, în care tu te întâlnești cu viața, cu cât mai puține prejudecăți și cu cât mai puține frici. Și cu cât reușim să mediatizăm mai repede această educație și să o facem să devină firească, cu atât vom avea generații mai sănătoase. Și noi, ca părinți, vom avea mai puțin de lucrat cu ei și de trasponoase în urma diferitelor situații prin care ei trec, fără să ne spună nouă. Pentru că în momentul în care noi, ca părinți, facem din sexualitate un subiect tabu, creăm o breșă între noi și copii. Ei vor trebui să își trăiască viața, pentru că viața cere să fie trăită, dar ei își vor trăi viața în separare față de noi. Și noi vom afla despre problemele lor doar în cazuri de extremă urgență, în care ei nu reușesc să și le rezolve, sau poate niciodată. Pentru că am întâlnit destule cazuri de relații avariate între mamă și fiică, în care ele nu și-au vorbit nici în copilărie despre subiectele acestea delicate și au păstrat aceeași notă în continuare de-a lungul vieții lor. Și, practic, cred că aici este nodul gordian. Este important ca dacă vrem să avem o populație
o populație sănătoasă și o nouă generație sănătoasă, să ne ocupăm chiar cu responsabilitate despre acest capitol, care să-i ajute și pe cei mici și chiar și pe noi, adulții, pentru că mulți dintre noi avem nevoie de educație sexuală și să reînvățăm anumite lucruri. Și, practic, cu cât vom face lucrurile astea mai repede, cu atât vom fi cu toții mai fericiți. Ok, mulțumesc foarte mult, Cam. Azi mulțumesc și ție pentru că ai urmărit acest videoclip. Te invit să te abonezi, să apeși pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când lansez un nou video. Eu, împreună cu Cama, te salutăm. Ciao! La revedere!